După frig, ploi și atmosferă cenușie, iată că vremea frumoasă din ultimele zile ne îmbie parcă să ieșim în natură, să ne bucurăm de verdele ierbii, de copaci înfloriți și de mirosul de liliac. Cu bicicleta pe jos sau cu orice alt mijloc de transport la îndemână, singuri sau cu prietenii ori familia, aveți ocazia de admira frumusețile naturale ale județului Hunedoara. Adevărata hrană pentru trup și suflet. Dar am găsit și câteva evenimente și acțiuni la care puteți petrece timp liber de calitate în perioada următoare. După premiera de joi, 11 aprilie, care s-a jucat la Deva cu casa închisă, spectacolul Interludii, adaptare după Eugen O'Neill în regia lui Alexander Hauswater, se va juca și pe scena Teatrului din Petroșani, sâmbătă 13 aprilie de la ora 18. Spectacolul îmbină toate stilurile și genurile teatrale și este recomandat doar acelor spectatori care sunt în căutarea iubirii și nu se opresc din a spera că o vor găsi până la ultimul strop de energie. Atenție, accesul adolescenților sub 16 ani este interzis. Tot la Teatrul din Petroșani, duminică 14 aprilie de la ora 12, Fram Ursul Polar după Cezar Petrescu, un spectacol care se adresează nu numai celor mici, ci și celor mari, cuprinzând numeroase pilde despre viață. La Hunedoara, părinți și copiii pot petrece timpul liber participând la Atelierul Iepurașului, atelier de creație pentru copii. Timp de aproape două săptămâni, în perioada 15-24 aprilie, la Galeria de Artă a orașului, grupuri de copii cu vârste cuprinse între 5 și 10 ani au posibilitatea să fie creativi și să își demonstreze talentul de a picta și a crea diferite ornamente de Paște. Și tot la Hunedoara ajunge în premieră, timp de 3 zile, începând de astăzi și până duminică 14 aprilie, Festivalul Mediteranean. Zilnic, între orele 12 și 21 în zona Union, bucătarii vor găti pentru dumneavoastră cele mai bune preparate din fructe de mare și nu numai. Creveți, scoici, carne de midi, doradă, redfish, biban de mare, creveți pane, calamar pane, midi pane, caracatiță, homar, pui de baltă, tentacule de calamar. Nu vor lipsi nici sortimentele delicioase de dulciuri. Joi 18 aprilie, Teatrul Roșu vine acasă la Hunedoara cu o comedie în premieră națională direct de pe Broadway. Divorț în ziua nunții, de la ora 19 la Casa de Cultură din Hunedoara. Iar pentru adepții unei dimineți de duminică relaxante, vă sugerăm să urmăriți și un alt gen de muzică autentică prin intermediul emisiunii La Izvor de Cântec Drag, realizată de Elis Ursu la Hunedoara 1 TV, începând cu ora 10. Duminica aceasta, Elis Ursu i-are invitați pe Bianca Mara și Eugen Mihăilă, cunoscuți interpreți ai unor frumoase melodii populare românești. Deci, nu ratați emisiunea Elisei Ursu, duminică de la ora 10 la Hunedoara 1 TV.